Bun găsit, stimați telespectatori! Ne bucurăm să ne revedem pe tematica cinzecimii a rusaliilor, a coborării Duhului Sfânt în biserică la minunata sărbătoare pe care noi românii o numim Rusalii, dar care în original, cum deja am spus, se cheamă cinzecime sau Pentecost în grecește. Pentru a dezbate în al doilea episod consecutiv această temă, respectiv a face anumite corelații și implicații ale sărbătorii cinzecimii, respectiv Rusaliilor, avem doi invitați în studio, aceiași ca și la episodul precedent, pastorul Nelu Mureșan din Turda, autor creștin, coordonator al unui departament de învățământ biblic. Bine ai revenit! Mulțumesc! Și evanghelistul Gusti Rațiu din Cluj-Napoca, ne bucurăm că ne-a primit la Cluj aici, bine ați revenit. Mulțumesc. Începusem la sfârșitul episodului precedent cu o mică schiță și am zis ceea ce a făcut Dumnezeu cu umanitatea poate fi punctat prin acești doi centri de lucrare. Pe unul l-am denumit cu litera P, de la Paște, dar aici înțelegem și moartea și învierea Domnului Iisus, și celălalt Rusalii, R sau C, cinzecime, coborârea Duhului Sfânt, tocmai sărbătoarea despre care noi vrem să vorbim, sau evenimentul despre care vrem să vorbim și pe care îl comemorăm în această sărbătoare. Am mai spus că unii rămân blocați între Pași și Rusalii, nemergând mai departe de la a crede, deci ei cred că Dumnezeu a făcut ceva în Iisus Hristos, prin Iisus Hristos pentru ei, dar nu mai pot să creadă că Duhul Sfânt a venit în viața lor personală. E într-adevăr ceva mai dificil să accepți prezența divinității în propria viață. Și mai spun doar atât că mersul creștinului ar fi punctulețele astea de pe elipsă, sigur nu intrăm în geometrie acum, dar elipsa e definită ca mulțimea de puncte a căror suma distanțelor față de două centre este egală. Adică fie că se situează în punctul acesta sau acesta sau oriunde, suma distanțelor este egală. În sensul că raportarea creștinului trebuie să fie și la Paște, și la Rusale, și la lucrarea Domnului Iisus Hristos și la Duhul Sfânt. Spune ceva această imagine geometrică, nu-i așa, despre importanța de a lua în considerare ambii factori, ambele brațe personificate întinse ale lui Dumnezeu spre omenire, Iisus Hristos și Duhul Sfânt? Da, eu cred că spune. Spune mult. Spune mult, într-adevăr, cred că trebuie să fim atenți unde ne focalizăm, pentru că lucrarea Duhului Sfânt în noi este foarte importantă, zice Apostolul Pavel, cine n-are Duhului Hristos nu este a lui, deci nu există pardon aici, trebuie să existe așa ceva, să Duhul Sfânt să fie în noi, așa că nu putem să trecem peste aceasta, trebuie însă să ținem cont și de faptul că rolul Duhului Sfânt în viața noastră este acela de a pune reflectorul totdeauna pe Iisus. Ne descoperă ce a făcut El, ne-l descoperă pe El, ne-l arată pe El. Asta este misiunea, lucrarea pe care o face Duhul Sfânt în noi. De aceea, dacă la un moment dat ar părea să zic că eu sunt mai focalizat pe Iisus, pe jertfa Lui, pe ceea ce a făcut Iisus și jertfa Lui, nu înseamnă că nu Duhul Sfânt lucrează aceasta în mine. Da, dacă îmi permiteți chiar să continuu puțin și o să rog și pe colegul Mureșan să... Deci unii se pot situa pe elipsa mântuirii de partea lucrării prin Iisus Hristos a Paștelor, notat aici. Și să fie foarte aproape și să înțeleagă și să fie foarte accesibil această lucrare, în timp ce poate să fie foarte departe de lucrarea Duhului Sfânt, poate necrezând, neacceptând tot ceea ce Duhul Sfânt e gata să facă pentru un creștin. Altul se poate situa în extremitatea cealaltă, să pun accent pe aspectul dinamic al vieții creștine, pe lucrările Duhului Sfânt, profeție, vorbire în limbi, daruri, așa, dar poate să nu
se axeze așa de mult pe lucrarea prin Domnul Iisus, dar totuși să păstreze conexiunea și cu un centru și cu altul. Altul însă poate să fie echilibrat și să fie pe în această viață de credință un om care să țină seama și de un aspect și de celălalt. Cum vedeți, sigur, această reflectare în mic a ceea ce putem să subliniem despre echilibru în viața creștină. Cred că e și corect și biblic, nu doar o opinie personală, că trebuie să fim din punctul acesta de vedere echidistanți sau așa. Pentru că vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt în noi și ne referim la aspectul soteriologic al lucrării Duhului Sfânt în noi, care lucrează și desăvârșește mântuirea. Mântuirea noastră n-ar fi fost posibilă fără jertfa Domnului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, este absolut normal ca să ne concentrăm la fel de mult pe lucrarea, pe persoana și pe lucrarea Domnului Iisus Hristos, să credem în ea cu toată tăria, să ne alimentăm viața din El, din Hristos, să rămânem în Hristos, să-L iubim pe Hristos, să trăim pentru Hristos, să murim pentru Hristos și în același timp să ne bazăm pentru tot ceea ce Duhul Sfânt face în noi. Cum ați spus, deci a fost posibilă prin jertfa lui Hristos și accesibilă prin Duhul Sfânt. Pentru că a spus Domnul Iisus Hristos, până la urmă, această schimbare și această înnoire de priorități este una importantă, pentru asta mă duc la Tatăl, va veni Duhul Sfânt și El va fi cu voi, va fi în voi. Până la urmă este chiar alegerea Domnului Iisus Hristos ca noi să avem o părtășie strânsă cu Duhul Sfânt, în contextul în care Duhul Sfânt îl va revela pe Iisus, va descoperi din ceea ce are Iisus și ne va descoperi nouă. Haideți să lecturăm din Faptele Apostolilor capitolul 2, prima parte a textului referitor la cinzecime la Rusalii. Și o să citesc eu primele 11 versete și o să vă rog pe careva dintre dumneavoastră să lecturați în continuare până la 24. Stimați respectatori, va fi un text mai lung, dar dacă vrem să ne apropiem evenimentul cinzecime, haideți să vedem ce s-a întâmplat efectiv la Rusalii, la cinzecime. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet, ca vâjăitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zică aceasta? Alții își băteau joc și ziceau, sunt plini de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte ca să vină ziua Domnului, ziua cea mare și strălucită. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Bărbați izraeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret,
om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege, dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Iată o parte din cuvântarea Apostolului Petru în ziua cincizecimii, una din marile sărbătoarele creștinătății, dar o sărbătoare care nu vrea să rămână doar la stadiu de comemorare, ci de experimentare. Înainte însă de a merge spre evenimentul în sine despre care am citit, aș vrea să lansez întrebare capitală și sper că toți cei care ne urmăresc sunt interesați și doritori să știe adevărul sau realitatea despre afirmația Iisus, Duhul Sfânt, mă scuzați, Duhul Sfânt este persoană, este Dumnezeu sau este doar, cum spun unii, putere activă a lui Dumnezeu? Acum, din ceea ce eu am studiat, cum am văzut lucrurile și știu teoriile și zbaterile pe această temă, mie lucrurile îmi par destul de clare și pentru mine Duhul Sfânt este categoric o persoană. Sigur că atunci când se aduc argumente asupra acestei afirmații, mi se pare că unele din argumente sunt prea slabe și atunci sigur că oamenii se agață de argumentul slab și înclină balanța în partea cealaltă. Se rupe și cade în prăpastie. Frânghia aceea se rupe, lanțul acela slab se rupe și el se duce. Că s-a ținut de cel slab. Pentru mine cel tare sau veriga tare este aceea că, una din verigile tare este aceea că Iisus a spus: eu mă duc la Tatăl și vă voi trimite un alt mângâitor. Acest un alt nu poate fi decât o persoană. O altă persoană. N-are cum să fie altceva. Deci nu văd să-mi spună vă voi trimite un alt ce? Simț? Eu mă duc la Tatăl, energie, dar voi voi trimite o altă energie? Nu energie văd. Pozitivă. Deci vă voi trimite un alt mângăitor și acesta va fi cu voi. Și noi vom veni și eu și Tatăl vom veni și vom locui acolo. Nu? Deci, pentru mine acesta este un argument fundamental. Și mi se pare că nu am loc cum să pun în dreptul Duhului Sfânt altceva decât a fi o persoană. Să mergem mai departe. Ați scris o lucrare, manual de studiu despre Duhul Sfânt. Sigur, această carte nu tratează neapărat sărbătoarea, ci anumite adevăruri, așa cum le-ați înțeles dumneavoastră și cum le credeți despre Duhul Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt. Dar aveți, între altele, argumentele că Duhul Sfânt este o persoană. Dacă vreți să enumerați câteva, nelărgindu-ne foarte mult, că am putea să facem 2-3 emisiuni numai pe tematica aceasta. Era și intenția mea să fiu foarte sintetic. Înainte vreau să spun că atunci când ne referim la o persoană și dacă este vorba despre faptul că Duhul Sfânt locuiește în noi, mergând dintr-o perspectivă logică, în casa noastră nu locuiește nici frigiderul, nici dulapul, nici televizorul, nici aspiratorul. În casa noastră locuiesc doar ființe, persoane. Despre persoane vorbim că locuiesc undeva, au un drept la viață, trăiesc. La fel vorbim despre Duhul Sfânt, dacă locuiește în noi, înseamnă că este o persoană. Dar, așa cum credem cei mai mulți dintre noi, sunt argumente biblice care vorbesc despre faptul că Duhul Sfânt este o persoană. Și anume, faptul că Duhul Sfânt este o persoană, noi credem asta pentru că are însușiri personale. Duhul Sfânt are intelect sau rațiune ca și o persoană. Cercetează și analizează lucrurile. Romani 8:27. Învață. To teach, not to learn.
învață pe alții, da? Ioan 14 cu 26, Apocalipsa 27, mărturisește, are capacitatea de a mărturisi personal, Ioan 15 cu 26, călăuzește pe oameni în adevăr, Ioan 16 cu 13, dovedește sau convinge cu argumente pe ceilalți, Ioan 16 cu 7 și 8. Alte însușiri personale, Duhul Sfânt are sentimente. Nu întristați pe Duhul Sfânt, spune Efeseni 4 cu 30, era o acuzație pe care Domnul o făcea lui Israel în Isaia 63 cu 10. Duhul Sfânt poate fi batjocorit, spune autorul epistolei către evrei în capitolul 10 cu versetul 29, batjocorirea Duhului Harului. Duhul Sfânt poate fi mințit, cum s-a întâmplat în Fapte 5 cu 3, în cazul lui Anania și Safira. Sau marea încurajare din 8 cu 26, epistola către romani. Ce ar fi dacă nu am crede că Duhul Sfânt se roagă și mijlocește cu suspine negrăite și strălucite? Toate acestea vorbesc despre sentimentele persoanei Duhului Sfânt. Că Duhul Sfânt are și o voință proprie este cât se poate de clar. Ioan, Fapte 15 cu 28, s-a părut nimerit Duhul Sfânt și a exprimat voința în ce privește un adevăr teologic. Îi cheamă pe oameni la lucrare, se întâmplă Fapte 13 cu chemarea lui Pavel și Barnaba. Decide în situații delicate, în situații specifice. Fapte 16 cu 6 și 7, apostolul Pavel este oprit de nenumărate ori de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și în final este călăuzit într-o altă direcție spre Macedonia. Duhul Sfânt împarte daruri după cum voiește. 1 Corinteni 12 cu 11. De asemenea, Duhul Sfânt este într-o relație de persoană cu Tatăl și cu Fiul. 2 Corinteni 3 cu 14, Matei 28 cu 19 și nu vorbim despre această relaționare interpersonală între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și sigur, un argument care mie mi se pare foarte important, are un nume de persoană. Este Duhul Sfânt la masculin, diferit de forma neutră de Duh. Are un nume ca persoană și sigur are și multe alte titluri care vorbește despre personalitatea Duhului Sfânt. În cazul Anania și Safira, practic, puteți să mergeți la text sau știți din memorie, Duhul Sfânt este numit Dumnezeu. Cum anume? Da, eu cred că este Dumnezeu. Nu, dar vreau să argumentați pentru cei care ne urmăresc. Asta e... Da, e bine. Da. Deci puteți să mergeți în Fapte 4 sau în care capitol, așa? Nu? Nu, în 5. Adică atunci continui eu și o să vă rog să ne relatați un pic mai așa sintetic cumva ce s-a întâmplat la Rusalii după clarificarea asta. Ca să nu mai lungim referitor la calitatea de persoană și de Dumnezeu a Duhului Sfânt. Așa, deci în versetul 3, Fapte 5 cu 3, Petru i-a zis lui Anania: Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Așa. Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Deci, mie mi se pare foarte, foarte clar. Spuneți-ne puțin ce s-a întâmplat la Rusalii. Da, dar legat de subiectul ăsta, deci, lucrurile cred că se pot lua așa. Atunci spune Iisus la un moment dat, dacă dați un pahar de apă sau dacă ați făcut lucru cu tare unuia dintre cei mai neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Deci nu numai când mințim pe Duhul Sfânt, ci când mint pe fratele meu, tot pe Dumnezeu l-am mințit când el face parte din familie. Dar cred că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Iarăși eu aș reveni la același subiect, la aceeași afirmație pe care am făcut-o mai înainte, când Iisus a spus: vă voi trimite un alt mângăitor. Dacă el spune: nu vă voi lăsa orfani, mă duc, plec, dar vă trimit un inferior de al meu, nu? Nu. El spune: vă voi trimite un altul, adică unul de același nivel cu mine. Adică, de pildă, un director îi spune echipei, se desparte de echipă și spune: am să vă trimit un alt... Ce? Manager, nu? Director.
În locul meu vă trimit un alt manager, un alt director. Nu vă trimit, dacă spun o să vă trimit, în locul meu o să vă trimit un inginer șef, este altceva, le trimit un inginer șef. Dar când spun vă trimit un alt inginer șef, se subînțelege că celălalt care a fost înainte a fost tot inginer șef. Așa este, de aceeași calitate. Sau care are atribute divine ca și mine. E ceva important. Știm denominații creștine care refuză să accepte că Iisus este Dumnezeu, că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Permiteți-mi să spun, nu știu dacă sunt creștine. Se numesc creștini și duc, numesc, în eroare, da, duc în eroare pe telespectatorii dumneavoastră. Nu vreau să adaug doar atât, că Duhul Sfânt este Sfânt precum Dumnezeu este Sfânt, că Duhul Sfânt este omniscient, găsim asta în 1 Corinteni capitolul 2, că Duhul Sfânt este etern și este numit în 9 cu 14 din Epistola către Evrei, că Duhul Sfânt este omniprezent sau atotprezent, chiar din Psalmul 139, și găsim alte argumente, găsim despre faptul că Duhul Sfânt este omnipotent, că poate toate lucrurile, și toate aceste calități sau desăvârșiri sunt caracteristice divinității. Ca să nu crede cineva că facem afirmații fără suport, am zis că nu pot fi după Biblie categorisiți ca fiind creștini cei care neagă divinitatea Domnului Iisus. De ce? Pentru că însuși Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan spune: dacă nu veți crede că eu sunt, și aici e termenul eu sunt, Iahve, Jehova din Vechiul Testament, veți muri în păcatele voastre. Deci un om care moare în păcatele lui din cauza negării divinității lui Iisus Hristos nu poate fi numit creștin decât formal, și așa acceptăm. Da. Haideți să revenim. Careva dintre dumneavoastră, spuneți-ne ce s-a întâmplat la Rusalii ca fenomen așa. Acum de citit am citit, dar când explici omului parcă mai bine înțelege. Care vreți? Eu nu mă uit spre dumneavoastră să alegi. Găsim mai multe lucruri, da, acolo, ne putem mai completa. Multe miracole, să zicem așa, nu? Avem un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic. Deci este un sunet de vânt puternic, dar ce este spectaculos, că acest sunet vine și intră într-o casă. Este aici. Deci o mediatizare acolo, fenomen media. Este un fenomen incredibil. Este, nu? Apare vântul ăsta, este personificat. Nu? E o persoană acum, vântul. Vine, intră într-o casă și după ce a intrat în casă, spune textul că a umplut toată casa. Deci și din punct de vedere al volumului, deci din punct de vedere al auzului, avem o problemă. Auzim un sunet, nu? Și sunetul acela merge, este vâjuitul acela care se deplasează, intră în casă și umple toată casa. Are o traiectorie și are un volum până la urmă. Apoi găsim o vorbire acolo, o vorbire extraordinară. Toți încep să vorbească în alte limbi, dar după cum le da Duhul să vorbească, dar apare un alt fenomen aici. Că zice că cei ce erau acolo îi auzeau vorbind în limbile lor. Adică se pare că eu, individul Y, ce eram acolo, da, i-am auzit pe ceilalți toți din sala aceea, toți vorbeau în limba mea. Foarte interesant. Și celălalt, individul X, îi auzea pe toți vorbind în limba lui. Deci este un fenomen. Nu. În urechea ascultătorului sau în, da, gura vorbitorului? Este și în, sau gura vorbitorului, e și în gura vorbitorului și în urechea ascultătorului. Deci lucrurile sunt foarte clare. Ei vorbeau în alte limbi. Asta este clar, este evident. De aceea și Petru a putut să spună, să ia cuvântul și să spună: oamenii, da, aceștia nu sunt bezi. Vom merge într-acolo. Asta... nu ați amintit de limbile ca de foc. Ce reprezintă acestea și de ce au trebuit să apară? Păi dacă este să plecăm de la imaginea mai de ansamblu, ați vizitat Ierusalimul, orașul este destul de mare, partea veche a orașului, ne imaginăm ce însemna orașul plin de oaspeți, mii și mii de oameni, probabil zeci de mii, cărora le-a fost atras atenția mai întâi printr-un sunet care a mers într-o anumită direcție și apoi focalizarea a fost făcut prin focul care a fost văzut deasupra și apoi, ajungând aproape, a văzut că focul acela s-a împărțit pe fiecare dintre ei. Sigur, focul este unul dintre simbolurile Duhului Sfânt,
poate fi interpretat și sub formă de lumină și sub formă de purificare și sub formă de căldură și așa mai departe. Era un semn evident al unei prezențe supranaturale. Și lucrul acesta a atras atenția. Ne imaginăm, nu existau mijloacele de publicitate, de popularizare, de atragere cum sunt astăzi. Nu exista posibilitatea de a vorbi unei mulțimi mari și atunci Dumnezeu a intervenit în mod miraculos ca toate acestea să fie posibile și accesibile pentru mulțimea mare de oameni. De ce cred că era foarte important? Momentul cincizecimii a însemnat o platformă, un fel de trambulină de pe care mulți au plecat apoi, înapoi în diaspora și au dus mesajul despre ce s-a întâmplat la Ierusalim, despre Domnul Iisus Hristos, despre toate aceste lucruri. Cred că biserica din Roma a luat ființă așa, cei de la Ierusalim, când au văzut miracolul, s-au dus și au spus peste tot, uite ce s-a întâmplat și s-a născut o biserică. Ce era general valabil pentru toți, oarecum în egală măsură, și ce era particular, specific pentru fiecare în parte, în reverentul de la Rusalii? În mod concret vă referiți la ce? Asta întreb și eu. Fiecare auzea în limba lui maternă. Nu, vorbesc acum la recipienții Duhului Sfânt, cei care au primit Duhul Sfânt. Deci, era Duhul care a umplut toată clădirea și a fost valabil pentru toți, așa, și era flacăra, limbile erau individuale. La asta m-am referit. Da. Era scop. Da, ce s-a întâmplat, scopul, da, dar manifestarea, într-un fel, era distinctă și este distinctă de la Rusalii încoace prin Duhul Sfânt. Dar era o chestie subliniată și e bine subliniată de către Petru și în acest eveniment, e subliniat, apăsat lucrul acesta, că Duhul Sfânt avea în vedere pe fiecare, inclusiv robi și roabe. Robul și roaba aveau un statut aparte în vremea aceea, chiar și atunci când s-a arătat Dumnezeu lui Agar și a vorbit lui Agar, a fost o surpriză incredibilă. Vorbește unei roabe? Sau când a vorbit lui Eleazar, când a fost trimis după să-i aducă mireasă lui Isaac din nou? Da. Până și descoperirea, o mică paranteză, față de soția lui Manoah, de câteva ori îngerul Domnului, nu lui Manoah, bărbatul, ci unei anonime, soția lui Manoah. Da, da. Până și unei femei era surprinzător. Dar revenind, deci, ce se întâmplă de fapt din punct de vedere istoric în acel moment, subliniind aspectul general, colectiv? Păi era promisiunea din Vechiul Testament care a fost înțeleasă în măsura în care ea putea să fie înțeleasă în legătură cu revărsarea Duhului Sfânt, profeție pe care apoi Petru o ia și o aplică momentului respectiv. Era ceea ce ei trebuiau să aștepte, promisiunea pe care a făcut-o Ioan Botezătorul despre Domnul Iisus Hristos care va boteza cu Duhul Sfânt, promisiunea pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos înainte de înălțare. Nu vă îndepărtați de Ierusalim înainte să fiți îmbrăcați cu putere de sus. În momentul acesta se întâmplă exact ceea ce ei trebuiau să aștepte. Ce este foarte important este că pentru ei era ceva inedit, se întâmpla în premieră, nu știau ce urmează să se întâmple. Cei mai surprinși au fost ei, cei care erau în centrul atenției. Nu știau ce înseamnă a fi botezat cu Duhul Sfânt, nu știau că asta urmează să se întâmple, nu știau că va fi un zgomot, nu știau că va fi foc. Nu știa că vor fi vorbiri în alte limbi, nu știau că vor fi atât de mulți oameni, că vor veni mii de oameni să se strângă. Cei mai surprinși au fost ei care au fost în centrul atenției. Nu știau cum să se comporte și s-au comportat în mod ciudat și straniu, încât unii dintre ei au considerat că sunt beți. Comportamentul lor arăta ca a unor oameni care sunt puțin băuți. Toate aceste lucruri le numim ca fapte istorice, dacă putem numi și faptul că ei vorbeau în alte limbi pe care nu le-au învățat niciodată, și cred că este un fapt istoric, așa cum este și trebuie să fie experiența fiecărui om botezat cu Duhul Sfânt, un fapt istoric. Întreb altfel, ca să sesizați cum am vrut să pun problema. Ori de câte ori se coboară Duhul Sfânt în viața unui individ, se petrece ceva pe plan colectiv, ca primul eveniment când s-a întâmplat la Rusalii? Deci în timp, în secolul 21. Da și nu.
Dacă e vorba de împuternicire, ce e, da, și ce nu, că tocmai asta e interesant. Dacă e vorba de împuternicire, de reumplere, experiențe pe care le trăim mereu unii dintre noi care suntem credincioși și care avem nevoie de asta, atunci se poate întâmpla la nivel colectiv mereu, mereu să fim reumpluți de puterea Duhului Sfânt. Când e vorba de botezul cu Duhul Sfânt, aceasta este experiență strict personală pe care... Da, deci a luat ființă, nu-i așa, o nouă entitate, Biserica Creștină, în acel moment istoric. Fenomen care nu se mai repetă după aceea, ci doar se adaugă la biserica odată constituită, cam la aceasta. No, în sfârșit am înțeles ce ne-ați întrebat. Da. Cum e mai corect a spune botezat cu Duhul Sfânt sau botezat în Duhul Sfânt? Da, iarăși, te rog, încă mi se pare atât de important să subliniem. Sigur, sigur, reveniți lucru, dacă vreți. Ce s-a întâmplat atunci? Revenim oricum, dar nu mergem oamenii, la... Da. Oamenii erau adunați, au mers să se adune la templu. Iar casa aceea era undeva vecină cu templu, da? Și toată mulțimea aceea la un moment dat este luată așa, privirea mulțimii este luată și întoarsă într-o altă direcție prin sunetul acela și prin flăcările care au fost văzute. Și toată mulțimea aceea se ia și se mută, se duce la acea casă. 3.000 de oameni acolo, numai cei ce s-au convertit. Pe urmă vedem foarte frumos această lucrare, cum din nou mulțimea aceasta se duce înapoi la templu și se pare că ocupă templu. Că o perioadă destul de lungă de timp, după aceea oamenii se întâlneau toți la templu și nu mai vorbeau de legea veche, ci vorbeau de ceea ce a făcut Dumnezeu, de învierea lui Iisus, de lucrarea Duhului Sfânt. Și până în momentul în care s-a reușit, și a fost o luptă, cumplit asta, s-a reușit să îi împrăștie de la templu prin uciderea lui Ștefan, dar este un alt subiect. Revenind, cum vi se pare mai corect? Botezat în Duhul Sfânt sau cu Duhul Sfânt? Sincer, m-am uitat în textele biblice să văd lucrul ăsta. Nu cred că este o problemă ori. Nu cred că deranjează. Ba, chiar avem și expresia botezat cu, botezat de, botezat cu, botezat în. Dacă ne gândim la semnificația cuvântului botezat, înseamnă cufundat, atunci, din punct de vedere literal, este corect să spunem botezat în Duhul Sfânt, dar există mai multe expresii în Biblie și vă rog să-mi permiteți în câteva secunde să le menționez pe care le găsim și care înseamnă același lucru. Atunci când vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt, noi ne gândim la promisiunea pe care a făcut-o Tatăl, care este împlinită de Domnul Iisus Hristos atunci când peste un credincios revarsă puterea Duhului Sfânt. Vorbim de o promisiune a Tatălui, despre o acțiune a Fiului, deci a promis Tatăl, Fiul o face, îl împuternicește pe credincios când revarsă Duhul Sfânt peste el. Și deja vorbim despre o lucrare exterioară, dacă am vorbit până aici despre Duhul Sfânt în noi, despre lucrarea interioară a Duhului Sfânt în care colaborează cu noi la actul iluminării și al pocăinței, duce mai departe procesul sfințirii, a nașterii din nou, a sfințirii și a călăuzirii și toate celelalte lucruri, inclusiv roada, vorbim acum deja despre o acțiune exterioară de împuternicire. Ce am găsit în Biblie, în afară de botezul cu Duhul Sfânt sau în Duhul Sfânt, unde se referă la o astfel de cufundare și Ioan folosește această expresie despre Ioan Botezătorul, el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Apoi Biblia vorbește despre darul Duhului Sfânt și asta ne spune că nu este o recompensă pentru ceva ce este un dar pe care îl face Dumnezeu și care se capătă prin credință. Găsim expresia sau sintagma făgăduința Tatălui sau promisiunea Tatălui într-un cuvânt mai relevant și este de câteva ori menționat din Vechiul Testament, găsim în Fapte capitolul 2 cu versetul 4 umplerea cu Duhul Sfânt, au fost umpluți în Fapte 4 din nou și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și se referă la aceeași experiență a botezului cu Duhul Sfânt. Da, deci observăm că în Fapte 2 scrie au fost umpluți, nu se folosește terminologia au fost botezați, e oarecum ciudat, iar în Fapte 4 din nou sunt umpluți. Ce s-a întâmplat că au trebuit din nou reumpluți? Dar nu se precizează dacă în Fapte 4 n-am avut și indivizi care n-au fost prezenți în Fapte 2. Da. Deși nucleul de bază erau apostolii,
Și au avut o conduită foarte bună prin prisma persecuției. Ei nu s-au gândit la ei și au zis prin noi fă cu tare și cu tare lucru. Pentru că accentul și în fapte 2 cade pe toți, adică vedem foarte bine punctat acest lucru, deci oricine va... Da. Ne uităm în fapte 4 să vedem dacă nu spune că apostolii. După ce s-au rugat ei în versetul 31. Da. Versetul 31. Da, mie mi se pare că erau totuși aici. Sunt cel puțin două explicații. Odată că s-au golit parțial și au trebuit reumpluți. A doua explicație este că s-a mărit vasul, capacitatea de a recepta din ce e persoana divinității și atunci a trebuit completat. Oricum. Nu știu, mai este vreun pasaj în Noul Testament care să arate că a fost nevoie de o nouă umplere? Că peste tot am găsit Pavel umplut de Duhul Sfânt sau plin de Duhul Sfânt sau Petru plin de Duhul Sfânt s-a sculat și a vorbit așa, era plin de Duhul Sfânt, dar nu-mi spune că a fost atunci umplut de Duhul Sfânt, ci că el plin de Duhul Sfânt s-a ridicat și a vorbit. Deci sunt de 7 ori, eu am cercetat în Faptele Apostolilor, de 7 ori se folosește sintagma umplut de Duhul Sfânt, dar e în vederea a multitudinii de lucrări pe care trebuia să-l facă creștinul. Practic, fără concursul Duhului Sfânt, noi nu suntem capabili să facem ceea ce și în Efeseni este ceva Efeseni care 5. Ține de noi, fiți plini de Duh, e o căutare mereu după plinătatea Duhului Sfânt. Domnul Iisus Hristos a spus cât se poate de clar că viața pe care noi o primim va fi o viață pe care o vom avea din abundență. Atunci când a stat în picioare și a strigat să vină la mine și să bea, nu va mai înseta niciodată, din inima lui vor curge, se referea la plinătate. Deci chiar dacă nu există cuvinte și expresii foarte identice, exacte, există destul de multe exemple. Ați amintit textul din Efeseni 5, nu vă îmbătați de vin, aceasta este de sărbălare, din potrivă, fiți plini de Duh. E o poruncă și rezultă de aici că e vorba de două stimulente și mai avem 12 minute, va trebui să încheiem. Este vorba de stimulentul fizic, material, chiar drăcesc de la un anumit stadiu, alcoolul, alte stimulente, droguri, sex și așa mai departe, și e vorba de stimulentul spiritual, ca să zic așa cu ghilimele, Duhul Sfânt. Unii oameni aleg stimulentul exterior pentru că niciun om nu și este suficient lui însuși. Avem nevoie de ceva din exterior să vină și acum fie apelăm la Dumnezeu să ne împlinească, fie apelăm la cel rău până la urmă. Cum au putut acești oameni să fie pregătiți pentru astfel de experiență? Cei 120 erau la cinzecime. Și poate că ar fi bine în timpul care ne-a rămas, vreo 10-12 minute, să le spunem celor care ne urmăresc de ce s-au calificat primii creștini și cum ar putea să se califice alți creștini din vremurile noastre sau din toate vremurile să fie recipienții Duhului lui Dumnezeu. Deci a venirii divinității în trup uman este ceva aproape incredibil, atât de frumos este acest lucru, să vină Tatăl și Fiul în viețile noastre, în inimile noastre. Din câte am înțeles eu, lucrurile așa se derulează. Mi-am recunoscut starea ce-au mea de păcat. Ce-au făcut apostolii mai întâi? Mi-am recunoscut starea sau ce a trebuit să facă ceilalți, nu? Da, ne recunoaștem starea noastră de păcat, acceptăm prin credință că avem nevoie de Iisus Hristos, de Duhul Lui în ființa noastră și Dumnezeu ne dăruiește Duhul Sfânt. El este credincios. Dacă eu sunt credincios în lucrurile astea mici, astea două lucruri care, că asta îmi cere, au întrebat ucenicii, ce cere Dumnezeu de la noi? Să credeți. Da. Să credeți în mine, episodul al treilea și ultimul fac. Vom merge efectiv cum s-a răspuns la întrebarea ce să facem din ziua de Rusalii, dar acum pornind de la experiența ucenicilor am zis că să vedem, deci ei au avut și un timp de pregătire din câte înțeleg. Sigur că ei erau într-o perioadă de rugăciune. Biblia spune că după ce Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la ceruri, ei stăteau, se rugau și așteptau. Asta spune disponibilitatea lor de a face ceea ce le-a spus Iisus. Nu plecați, rămâneți și așteptați. Fără să știe despre ce este vorba. Apoi a fost vorba de credință. Ei au crezut că Domnul Iisus Hristos le-a spus, voi veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Apoi ei nu s-au considerat autosuficienți.
chiar dacă au avut parte de 3 ani și jumătate de experiență în umblarea lor cu Domnul Iisus Hristos, ei au înțeles că au nevoie încă de puterea asta despre care a spus Domnul. Sigur că da, e și vorba de o perioadă, o perioadă în care demonstrezi dorința ta de ascultare și dedicarea inimii cu privire la viitor, pentru că Biblia spune că una dintre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească omul, în afară de a crede că Duhul Sfânt va da Duhul Sfânt celor ce-l cer din Luca, să-l ceară, este să trăiască într-o viață de curăție intenționată în tot ceea ce poate să-l acuze cugetul, să trăiască într-o dorință permanentă de curăție și trăire în integritate și nu în ultimă instanță să aibă o dedicare a inimii de a asculta, pentru că știm, scopul principal al împuternicirii Duhului Sfânt este să-l mărturisim pe Domnul Iisus Hristos. Ori dacă eu nu am de gând să fac asta, să fie o mărturie despre Hristos în lumea noastră, prin ceea ce spun, prin modul în care vorbesc, prin felul în care trăiesc și prin felul în care las pe Duhul Sfânt să se manifeste prin mine. Luca, Faptele Apostolilor, capitolul 5, cu unul dintre versete, spune că El, Domnul, dă Duhul Sfânt celor ce ascultă de El. Da. Să vedem, mai avem încă câteva minute, s-a citit despre contraargumentul sau riposta, răspunsul apostolului Petru la acuzațiile că sunt beți, că e ceva anormal ce se petrece. Ce ne puteți spune despre profeția folosită de Petru pentru a justifica, pentru a explica ceea ce s-a întâmplat la Rusalii? Acum, odată afirmația, oamenii aceștia sunt beți, de ce vine? De ce oamenii aceștia folosesc afirmația, sunt beți? Ce au făcut ieșit din comun oamenii aceștia? Că erau bucuroși, că erau încântați de lucrarea lui Dumnezeu? De ce era atât de... Zice că ei îi auzeau vorbind în limbile lor lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, lucru care nu se făcea, adică în limba socotită necurată, să vorbești despre lucruri curate ale lui Dumnezeu, să vorbești despre lucrurile spinte, desăvârșite ale lui Dumnezeu. Încă explicația asta n-am auzit-o, interesant. Da, deci să vorbești despre lucruri deosebite ale lui Dumnezeu într-o limbă, și când a fost tradusă Biblia, Vechiul Testament, când a fost tradusă în greacă, au fost complicații mari pe tema aceasta. Cum adică? Nu se poate așa ceva. Nu dăm cuvântul nostru să fie tradus într-o limbă păgână. Și asta putea să atragă calificativul de beție? Exact. Au fost acuzați de beție pentru că fac lucrul ăsta. Iar ceea ce face Petru, el aduce profeția lui Ioel. Și ce spune în profeția lui Ioel? Voi sunteți beți, asta spune în profeția lui Ioel. Voi, poporul ăsta, sunteți beți. Și Dumnezeu a trimis blesteme peste voi, așa cum cu lăcustele, cu cele 3 invazii sau 4 invazii de lăcuste, nu mai știu, așa. Dar pe urmă vine și spune profetul Ioel, lucrarea pe care o va face Dumnezeu când Dumnezeu face bypass peste preoția din Vechiul Testament, peste preoții din Vechiul Testament, care nu și-au făcut datoria, ci au fost beți. Vine și face bypass peste ei și zice, Duhul meu va fi turnat peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, robii până și peste robii și roabele mele voi turna Duhul meu. Ceea ce s-a întâmplat acum, că i-au zis pe ăștia vorbind lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, este tocmai acest cataclism, dacă vreți, care îi aduce pe toți la unison din nou și zice, Evanghelia este pentru toată lumea. Cum explicați că ce s-a petrecut la cincizecime nu e cuprins în profeție, așa, în Ioel, și ce s-a întâmplat, ce spune Ioel, nu s-a împlinit, de fapt sunt lucruri similare? Dumnezeu are surprizele lui și Petru folosește profeția de acolo să explice ceea ce era important pentru momentul respectiv. Profeția din Ioel este mult mai amplă și aduce, vedeți, intră
doar citează, dar nu intră în dimensiunea escatologică a profeției din Ioel. El urmărește un anumit lucru. Ce vreau să spun legat de vorbirea în altă limbi este că nimeni nu ar trebui să judece pe Dumnezeu despre felul în care lucrează, despre modul în care lucrează. Că pune scuipat pe limba mutului să se deslege limba, că pune scuipat și tine pe ochii, așa mai departe. Și noi n-ar trebui să ne rușinăm că suntem penticostali, n-ar trebui să ne rușinăm când Duhul Sfânt vine între noi și lucrează între noi. N-ar trebui să ne fie jenă să permitem bucuria să se manifeste, să se exprime. Oricum oamenii ne vor judeca, cei care nu înțeleg și cei care n-au înțeles au făcut-o și o vor face permanent. Și legat de asta vreau să spun că ceea ce s-a întâmplat atunci și acolo este o experiență necesară pe care ar trebui să o privim nu atât ca o necesitate, cât ca și o oportunitate pentru fiecare dintre noi cât timp există biserica. Lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea pe care ne-a încredințat-o Hristos, a spus el, se face în puterea Duhului Sfânt, cu ajutorul Duhului Sfânt, și dacă ei atunci și acolo au înțeles că trebuie să rămână până când vor fi îmbrăcați cu putere de sus, nici noi nu suntem superior ucenicilor de atunci. Aveți câte 2 minute, fiecare 2-3 minute, să transmiteți un mesaj celor care ne urmăresc, pe linia de a fi și dumnealor beneficiarii unei experiențe pneumatologice, sigur nu identice cu cea a Bisericii Primare în sensul elementelor supranaturale de care ați amintit, dar atât de profundă încât să le dinamiteze viața, să le dinamizeze viața, pentru că dunamis, putere, e de fapt de la înrudit ca etimologia cuvântului cu dinamita. Iubiți telespectatori, ce vreau să vă spun poate va crea și puțin umor, nu știu ce să zic, dar Dumnezeu atunci când ne-a creat, ne-a creat să fim fericiți. Să existe o plinătate a Lui în noi, în așa fel încât să existe o răbufnire iarăși a Lui din noi, să iasă afară și să umple universul acesta. Cineva făcea o afirmație odată și mi-a plăcut afirmația lui. Eu am să o parafrazez puțin pentru că așa mi se pare mai potrivit, dar spunea el ceva de genul acesta: cel mai frumos cadou pe care l-a oferit Dumnezeu pământenilor, cu excepția mântuirii, este erosul. Și sincer, analizând lucrurile, am realizat că așa este. Cu excepția mântuirii, ăsta este cel mai minunat cadou pe care l-a oferit Dumnezeu pământenilor și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru așa ceva, că s-a gândit la noi. Dar în ceea ce privește sufletul nostru, duhul nostru, cel mai frumos cadou pe care ni l-a putut oferi Dumnezeu, pe care ni l-a dat Dumnezeu, a fost această revărsare a Duhului Său Sfânt în noi. Această revărsare de Duh Sfânt în noi face să palpite totul și să devenim, cum să zic, plin de energie, de vitalitate, de viață, și nu ne mai putem opri. Ne ducem până în pânzele albe să spunem despre iubitul nostru, despre Domnul nostru, și tăcerea pentru noi este absurdă, nu poate să existe decât în momentul în care am închis ochii. Corect. Stau fața voastră ca unul care crede de plin faptul că tot ce s-a întâmplat aici este legat de ceea ce scrie în Scriptură. În 3 din cele 5 cazuri ale botezului cu Duhul Sfânt au apărut manifestări prin vorbirea în altă limbă și profeție. Stau înaintea voastră și am participat la această emisiune pentru că cred din toată inima în tot ceea ce spune Biblia despre această experiență miraculoasă. Vă vorbesc ca un om care am experimentat asta în februarie 1974. Sunt un om care pot să spun sunt un vorbitor în altă limbă și știu că vorbirea în altă limbi te zidește personal și tu, dacă vei experimenta asta, vei înțelege ce înseamnă a fi zidit personal. Știu că tu vrei să fii un creștin eficient, știu că tu vrei să fii un creștin care să te bucuri de o viață din abundență, știu că vrei să fii un creștin care să folosești în plinătate toate resursele și darurile Duhului Sfânt. Pentru asta ar fi bine
dacă n-ai experimentat încă, să-L cauți pe Dumnezeu, să cauți fața lui Dumnezeu, să beneficiezi de această promisiune și făgăduință a Tatălui pentru tine și viața ta și ființa ta și lucrarea ta și familia ta și casa ta și biserica în care se slujești, să se umple de viață, pentru că acolo unde este Duhul Domnului, este libertate, este viață, este pace, este bucurie, sunt roade și toate roadele acestea să fie pentru slava lui Dumnezeu. Cine are urechi de auzit să audă, la mulți ani Eclesia, la mulți ani tuturor celor care se regăsesc în dobândirea unei vieți din belșug prin coborârea lui Dumnezeu Duhul Sfânt în viața lor. Fie ca viața noastră să nu fie anostă, cum ni se spunea, să fie dinamică, să fie plină de bucurie, ori să nu uităm că roada Duhului este roada Duhului. Dragostea, bucuria, pacea și toate celelalte, Galateni 5:22, vin de la Duhul Sfânt. Să nu uităm de asemenea că Duhul Sfânt are și daruri și printre multele daruri sunt unele daruri de zidire personale, dar sunt unele daruri care operează în relația cu ceilalți semeni ai noștri. Bine ar fi să nu neglijăm importanța lucrării Duhului Sfânt în viața noastră, pentru că Dumnezeu, cum spuneam mai la început, a venit cu două brațe să ne cuprindă, să ne țină, să ne atragă la sânul Lui, cu brațul personificat, brațul Domnului Iisus Hristos, dar și cu Duhul Sfânt. Și împreună, contând și pe o lucrare și pe cealaltă, apropiindu-ne și o realitate și cealaltă, putem să fim eficienți. Să nu rămânem blocați între pașii Rusalei, să credem doar ce a făcut Iisus pentru noi, să credem și că Duhul Sfânt vrea să lucreze în noi, dar, sigur, în condițiile Lui, dacă noi ne vom sfinți viața și vom înseta după experiența cu Dumnezeu veritabilă, biblică, nu extra-biblică. Mulțumim invitațiilor noștri, vă mulțumim dumneavoastră, să-L cunoaștem pe El, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, să-L facem cunoscut și altora și nu vom putea să-L facem cunoscut altora decât dacă Duhul Sfânt va fi activ în noi și ne va dinamiza să putem să vestim Evanghelia. Pentru că vom vedea în episodul al treilea și ultimul că una dintre lucrările extraordinare pe care Dumnezeu le-a pornit la Rusalii este evanghelizarea mondială. Au fost 2000 de ani în care Dumnezeu a lucrat prin persoane individuale. Au fost 2000 de ani în care Dumnezeu a lucrat printr-un popor, printr-o națiune. Și sunt 2000 de ani care sunt apropiat, sunt gata de încheiere, în care Dumnezeu n-a lucrat nici prin persoane individuale, nici printr-o națiune, ci prin niște persoane individuale unite într-o familie, într-un organism viu care este Biserica Creștină. Încă o dată zic la mulți ani Eclesia.